Bună dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi vom explora împreună cum te vede acum persoana care te-a rănit. Așadar, avem o citire dedicată celor dintre voi care au încheiat o anumită conexiune sau care nu mai sunt în contact cu cineva anume. Explorăm aici gândurile acestei persoane vis-a-vis -vis de tine și cum te vede în secret astăzi. Vom avea o etalare interactivă și vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Pentru grupul numărul 1 avem cuarțul roz. Citirea numărul 1 este reprezentată de acest quarț roz. Citirea numărul 2 este reprezentată de ametist. Citirea numărul 3 este reprezentată de aventurin. Este o citire generală, vă invit să luați de aici ce simțiți că se potrivește. Este o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul când a fost publicat. Începem cu cei dintre voi care au ales grupul 1, cuarțul Roz. Această persoană despre care tu întrebi a crezut că tu vei rămâne agățat sau agățată de el sau de ea. Este o persoană care și-a imaginat că îți va fi foarte greu în absența sa. Este o persoană care, deși și-a închipuit că rănindu-te îți va da o lecție, până la urmă el sau ea a avut parte de această lecție și este o lecție dureroasă. Această persoană începe să te vadă din ce în ce mai mult acum, prin absență sau prin tăcere, așa cum ești tu. Vorbim despre cineva care realizează că a pierdut o legătură prețioasă. Este cineva care și-a închipuit că plecând de lângă tine sau comportându-se într-un anumit mod. Te va face să suferi enorm și că nu îți vei reveni din acea separare sau nu îți vei reveni din acea confruntare. Această persoană, însă, are acum foarte mult regret vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat, înțelege că de la tine nu mai vin lucrurile așa cum veneau odată, înțelege că tu ții foarte multe lucruri pentru tine și alegi să ți vezi de viață fără să faci prea mult zgomot. O persoană foarte curioasă în legătură cu tine și ar vrea să afle mai multe despre ce faci, despre cum arată viața ta din punct de vedere sentimental sau poate din punct de vedere profesional. Atenție, vorbim aici nu doar despre persoane cu care ați avut o relație intimă, putem vorbi și despre persoane care v-au fost foarte apropiate. De exemplu, un prieten, un fost coleg sau o anumită rudă. Pentru mulți dintre voi, această persoană este o persoană cu care ați avut o legătură sentimentală. O persoană care se gândește că într-o bună zi ați putea să fiți din nou împreună sau că poate să intre din nou în viața ta. Această persoană realizează că în absența sa, tu ai reușit să te descurci destul de bine deși el sau ea ar fi sperat de la tine la mai multă atenție la foarte multe telefoane poate la rugăminți pentru ca el sau ea să se întoarcă în viața ta observ că această persoană nu a primit foarte multe de la tine din momentul în care contactul vostru a fost întrerupt sau din momentul în care legătura voastră s-a destrămat Vorbim aici despre semne de aer, vărsător, gemen sau balanță. Mai vorbim de asemenea despre semne de apă, rac, pești sau scorpion, sau semne de aer care interacționează cu semne de apă. Mai văd de asemenea aici leu sau capricorn. Avem persoane născute pe data de 11, 17, pe 21, pe data de 4, pe data de 27, pe data de 18 sau persoane care sunt născute în februarie, în luna iulie, sau în luna octombrie, sau conexiuni care au început ori care s-au finalizat într una dintre aceste luni. Această persoană despre care tu întrebi observă că în lipsa sa tu ai reușit să renaști sau ești pe cale de a renaște. Această persoană înțelege că nu ți-a spus adevărul, dar că adevărul a ieșit până la urmă la iveală. Această persoană, de asemenea, e posibil să te fi tratat cu aroganță. S-ar putea ca această persoană să te fi tratat mai mereu de ca și cum tu ai fi fost pe o poziție de inferioritate. Această persoană ți-a dat mai mereu de înțeles că legătura voastră era prețioasă și în același timp era ceva ce el sau ea ar fi putut să abandoneze în orice moment. Foarte interesante aceste două cărți. Vorbim aici despre împăcare, despre o regăsire. Și aici vorbim de asemenea despre o uniune sau despre cineva care își dorește să se întoarcă pentru că înțelege că de fapt tu ești mult mai prețios sau prețioasă decât ar fi considerat în acel moment în care voi v-ați separat sau în momentul în care drumurile voastre s-au despărțit. E ca și cum această persoană a avut parte de niște informații pe care le-a cules din diverse surse, din care a înțeles că tu reușești pe cont propriu și că nu ești dependent de el sau de ea, deși și-ar fi dorit această dependență, în primul rând, emoțională. De asemenea, această persoană consideră că tu acum. Ești într-o fază echilibrată a vieții tale, și că ceea ce s-a întâmplat între voi a mers cumva pe un drum opus. Așteptărilor sale. Ce simt aici este că probabil vorbim despre cineva care a încercat să-ți dea o lecție. Vorbim despre cineva care a încercat să se ridice, spuneam, deasupra ta. Cineva care spera că din această mișcare sau din această plecare tu vei face mai mult, tu vei investi mai mult, tu te vei ruga de el sau de ea să se întoarcă sau tu, într-un fel sau altul, vei continua să-i arăți dragostea ta. Și văd aici că pentru o bună parte dintre voi acest lucru nu s-a întâmplat, și văd că o bună parte dintre voi deja s-au eliberat de această persoană sau s-au eliberat de așteptările referitoare la această persoană. Ceea ce se vede aici foarte clar este că această persoană speră să reintre, într-un fel, în viața ta. Și în același timp, întrebarea este, pentru tine, ascultătorule, în ce măsură întoarcerea acestei persoane ți-ar aduce ceva pozitiv? Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare, pentru citiri personalizate, meditația audio, cărți audio, cursul de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2, cei care au ales acest ametist pentru citire. Explorăm împreună cum te vede acum, în secret, persoana care te-a rănit. Această persoană despre care tu întrebi este o persoană care a încercat să te controleze. Este o persoană care nu a dorit progresul tău, o persoană care nu a dorit ca tu să te dezvolți, o persoană care a vrut ca tu să răspunzi nevoilor sale, fără ca el sau ea să răspundă în același mod nevoilor tale. Vorbim aici despre o persoană care știe că te-a rănit și care în același timp nu a încercat să îndrepte situația dintre voi. Este o persoană care se gândește la ceea ce voi ați trăit. Este o persoană care încă s-ar putea să mai fie prezentă într-un mod anume în viața ta, chiar și de la distanță, chiar și în mediul online, cineva care încă întreabă niște lucruri despre tine, da? care se folosește de conexiunile voastre comune pentru a mai afla cum ești tu, o persoană care poate că -ți studiază pagina de Facebook sau intră acolo unde știe că tu poți posta ceva, o persoană care s-a comportat cu tine de ca și cum tu ai fi greșit, în primul rând, de ca și cum tu ai fi adus aici foarte multă confuzie sau foarte mult dubiu, de ca și cum tu ai fi fost cel sau cea care a provocat ceea ce s-a întâmplat între voi sau ceea ce a dus la un punct final între tine și această persoană. De asemenea, această persoană a considerat că tot timpul. Obstacolele erau aruncate mai degrabă de tine în drumul acestei relații, o persoană care caută foarte mult împlinirea materială sau recunoașterea socială și care nu ți-a arătat foarte multă empatie. Mai vorbim de asemenea despre o persoană care te-a rănit probabil nu doar o dată, o persoană care a greșit față de tine de mai multe ori și care a avut parte de bunăvoința ta, cineva pe care tu ai iertat de mai multe ori, cineva poate de care te-ai separat de mai multe ori, și apoi această persoană și-a făcut din nou intrarea în viața ta. Această persoană consideră de asemenea că tu ești cumva norocos sau norocoasă și există aici o zonă a invidiei din partea lui sau din partea ei vis-a-vis -vis de tine. Există aici niște uh, scări pe care această persoană nu a reușit să le urce. E ca și cum el sau ea a avut un anumit eșec sau, comparând viața sa cu viața ta, tot timpul a considerat că tu reușești mai repede sau mai bine și că ajungi mult mai ușor la rezultate. Poate de aici și această tendință a acestei persoane de a te controla sau, în loc de încurajări. Să îți trimită mai degrabă cuvinte de reproș sau cuvinte care te limitau sau mesaje care nu susțineau o continuare pozitivă în proiectele tale sau în eforturile tale de a îmbunătăți relația voastră. Simt că pentru o parte dintre voi această relație a fost o relație toxică. Simt că vorbim despre cineva care v-a fost foarte drag și care în același timp a încercat să manipuleze situația. Felul în care te vede astăzi este mai degrabă ambivalent. Această persoană are momente în care simte lipsa ta și momente în care ar vrea să te audă, momente în care ar, ar dori să afle multe de la tine ar dori să te vadă din când în când și alte momente în care spune și își spune că este foarte bine că ați ajuns la un final și că tu purtai responsabilitatea lucrurilor rele și că el sau ea, de fapt, a încercat să aducă lucruri pozitive pe care tu le-ai respins. Așadar, simt aici o persoană care oscilează foarte mult vis-a-vis -vis de tine și care, cumva, încă ar aștepta un semn. Văd pe cineva care stă, se gândește și așteaptă un semn de la tine, așteaptă probabil un mesaj. Avem aici o formă scrisă a comunicării. Așadar, această persoană ar fi curioasă să audă părerea ta, sau ar fi curioasă să vadă dacă tu vei reveni, dacă tu îi vei cere ceva, dacă tu îi vei declara ceva, fără să-și dorească să repare ceva în mod activ între voi. Ce simt de asemenea este că această persoană e foarte conștientă de faptul că tu ai investit foarte puternic în el sau în ea și că ai avut. Partea ta de sentiment foarte profund și eforturi foarte multe pe care le-ai dedicat relației, însă, deși conștientizează că ai făcut foarte multe lucruri, e ca și cum nu vrea să accepte că toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că această persoană nu dorește să își asume porția sa de responsabilitate vis-a-vis -vis de voi doi. Așadar, vorbim aici despre o persoană care, dacă ar intra în contact cu tine, te-ar provoca din nou sau care te-ar pune din nou în fața unor limitări, o persoană care nu ar încerca să schimbe cursul situației, o persoană care, și dacă și-ar cere iertare, ar face-o doar pe jumătate, sau o persoană care, dacă s-ar întoarce în viața ta, ar începe în foarte scurt timp după să saboteze din nou. Raportul vostru. Ceea ce observă această persoană, cumva spuneam, de la distanță sau prin intermediul altor persoane sau uitându-se pe paginile tale sociale, este că tu încet, încet începi să îți vezi de viața ta într-un mod constructiv și că pentru tine se conturează niște perspective. În anumite cazuri simt că această persoană te vede cu altcineva, cu un alt partener sau cu o altă parteneră. Această persoană, de asemenea, simte încă gelozie față de experiențele pe care tu ai putea să le trăiești, însă această gelozie nu se sprijină pe o iubire puternică sau pe o dorință autentică de apropiere, ci este acea gelozie a unui om care a pierdut niște avantaje. Vorbim despre cineva care nu mai are parte de atenția ta sau de ajutorul tău sau de sprijinul tău emoțional sau financiar sau pur și simplu de prezența ta. Această persoană te-a considerat o sursă de abundență fie că vorbim despre abundență emoțională, fie că vorbim despre abundență financiară, fie că vorbim despre orice fel de abundență, așadar, tu ești cel sau cea care a dăruit foarte mult în această relație, tu ești cel sau cea care a încercat foarte mult să salveze această persoană. O persoană care totuși nu a dorit să fie salvată, și o persoană care se găsește acum într-o situație foarte nefericită, o persoană care se plânge în continuu de viața sa, o persoană care nu reușește să vadă lucrurile bune din jurul său și o persoană care în același timp tinde să se înconjoare de alte persoane asemenea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditația audio, cărți audio, cursuri de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care am ales grupul 3 și aventurinul, explorăm împreună, cum te vede acum, în secret, persoana care te-a rănit. Avem aici o persoană care se gândește constant la tine. Avem aici o persoană care încă te admiră în secret. Avem aici o persoană care se luptă cu ea însăși vizavi de ceea ce s-a întâmplat între voi. Vorbim aici despre o persoană care s-ar putea să caute pace, echilibru sau o nouă comunicare cu tine. Mai vorbim aici de asemenea despre o persoană care consideră că prezența ta în viața sa a schimbat tot. Această persoană știe că tu ai lăsat o amprentă foarte puternică asupra sa. Această persoană de asemenea știe că toate calitățile tale și tot ceea ce tu ai încercat au avut un eco foarte, foarte puternic în mintea sa, în inima sa și în viața sa de zi cu zi. Vorbim aici despre o persoană care are multe lucruri să-și reproșeze în legătură cu tine, dar care nu are deocamdată curajul să îndrepte ceva între voi. Această persoană te vede ca fiind. Foarte atrăgător sau foarte atrăgătoare. Te vede ca fiind o persoană foarte educată sau o persoană inteligentă, o persoană care a acumulat foarte multă experiență de viață. Te vede ca pe o persoană cu care ar fi putut să aibă o relație foarte lungă și foarte satisfăcătoare. De asemenea, această persoană știe că orice s-ar întâmpla, tu reușești să treci peste și reușești să construiești chiar și acolo unde aparent era totul distrus. Această persoană observă că tu profiți de situațiile chiar provocatoare care vin către tine pentru a le transforma în niște oportunități. Este o persoană care consideră că a învățat foarte mult de la tine, care consideră că încă are de învățat de la tine. Este o persoană care știe că apropierea voastră, relația voastră, legătura voastră a adus beneficii mai cu seamă lui sau ei, așadar această persoană știe că avantajul principal din această poveste a voastră a fost mai degrabă al său. Această persoană știe de asemenea că ai anumite zone pe care nu dorești să le mai împărtășești cu el sau cu ea, că sunt zone din viața ta pe care alegi să le ții pentru tine, că sunt alte persoane care sunt prezente acum în jurul tău, indiferent că aici vorbim despre o relație între doi prieteni sau uh, între doi iubiți sau între doi uh, soți, foști soți sau o relație. De la locul de muncă și așa mai departe, vorbim aici despre o persoană care se uită la tine admirativ, care regretă că nu mai are aceeași apropiere cu tine, o persoană care este aproape obsedată de tine și de detaliile din viața ta, o persoană care vrea cumva să ia taurul de coarne și spuneam deocamdată parcă nu găsește încă metoda potrivită sau nu are încă acel curaj de a aborda situația voastră. Frontal, poate că această persoană realizează greșeala pe care a făcut-o și, în același timp, știe că încă nu a venit momentul ca el sau ea să fie iertat, iertată. De asemenea, vorbim aici despre persoane care sunt născute în taur sau în balanță sau capricorn sau mai vorbim aici despre cineva în pești sau, de asemenea, cineva în leu, ori cineva în săgetător. Vorbim despre persoane din Rac sau persoane din Scorpion care ar putea interacționa cu semne de pământ. Datele de naștere care apar aici sunt 15, 17, 4, 1, 11, 21 sau 31. Mai apare de asemenea cifra 18, 22, 26 sau, de asemenea, cifra 7. Vorbim aici despre persoane care sunt născute în ianuarie sau în decembrie, persoane care sunt născute în luna mai sau în luna aprilie, sau conexiuni care s-au format ori care s-au finalizat într una dintre aceste luni. Avem următoarele inițiale: litera M, litera C, litera F, litera I, litera O sau litera A. Așadar, vorbim aici despre o persoană care te studiază din umbră, care te spionează din umbră. Care își dorește din nou atenția ta, care regretă că nu mai face parte din viața ta sau că, nu, sau că nu mai este un element central din viața ta actuală, o persoană care ar căuta o modalitate de a reintra în contact cu tine sau o persoană care abia așteaptă ocazia potrivită să poată să restabilească contactul cu tine sau să poată să spună ceva care să ajusteze cumva această situație dintre voi. În același timp, ceea ce simt este că o bună parte dintre voi deja și-au însușit această lecție, care a fost o lecție foarte dureroasă, că aici schimbarea principală este în tine, ascultătorule, și că e ca și cum tu ai reușit să treci deja la următorul capitol și ți-ai luat ce era valoros de luat din această interacțiune, din această experiență, Văd că mulți dintre voi nu vor să mai repete ceea ce au trăit cu această persoană, și că e ca și cum, pentru mulți dintre voi, acest capitol este deja închis. Mai simt de asemenea că această persoană s-ar putea să apeleze la niște persoane mai în vârstă sau s-ar putea să întrebe pe cineva anume, în general, persoane ceva mai în vârstă. În legătură cu tine, ascultătorule, în legătură cu ceea ce se întâmplă cu tine, ar vrea această persoană să nu descoperi că el sau ea încă se interesează despre ceea ce faci tu și spunea în același timp: Simt că parcă așteaptă un moment potrivit, parcă stă cumva după colț și uh, se uită către orizont încercând să-și dea seama cam prin ce punct ar putea să intervină din nou, ar putea să te sune din nou sau ar putea să te confrunte din nou. De asemenea, mai simt că pentru o parte dintre voi aici, lucrurile nu sunt complet închise de ambele părți, pentru că avem încă niște aspecte neîntâmplate, netrăite. Sunt încă niște aspecte care sunt prezente între voi doi, fie că vorbim despre niște lucruri practice, fie că vorbim despre o discuție finală, fie că vorbim despre o recalibrare a acestei situații. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare, pentru citiri personalizate, meditația audio, cărți audio, cursuri de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!